Ați văzut clipul ăsta care promovează litoralul românesc? A? E pe net, mă, e în engleză, conține imagini alese cu grijă, vorbe meșteșugite, ce mai, mă, nici urmă de semințe și aspra de baie, băieți, aspra de baie! A? You've searched so many places to feel something totally new. You'll find it in Romania, where kings came to play, where Greeks, Ottoman and Genovese met under a perfect sun. You'll walk beaches of the finest sand and indulge in luxury, rivaling Europe's best. Romania's Black Sea Coast. Your weekend in Romania. Bă, nu zic, e frumușel, au căutat unghiuri cât de cât avantajoase, e scurt. Țin minte că anul trecut apăruse un clip de vreo 5 minute, bă, se duceau ultravioletele până te uitai la el. Totuși n-are legătură cu realitatea de pe teren, cel puțin în Constanța și Mamaia. Ok, am înțeles, facem promovare, avem nisipul cel mai fin, dar ce facem cu pietroaiele alea de pe plajă? Nu o să mai fie ca așa în trecut. Anul trecut a fost foarte frumos și, da, dar acum e cam nașpa, dezgustător. O să vin și la vară și sper că o să fie frumos, ca să mă pot bucura de mare. Practic, Mamaia e un șantier, mă. Plaja aia mare din Constanța e tot șantier și nu mă refer doar la trotuare, la parcări, la blocuri. Pur și simplu se fac lucrări de lărgire a plajelor. E plin, mă, de excavatoare, de șanțuri. Sunt pietroaiele cât vaca, domne, cât porumbul. Stați, mă, eu n-am zis că e rău. Din potrivă, e foarte bine că se lucrează. Altfel, în câțiva ani rămâneam fără plajă. Dar nu e clar ce naiba vinde clipul ăla din moment ce n-ai unde să pui prosopul. Nici plajele nu sunt pregătite să primească turiști. Pe nisipul de la intrarea în stațiune, sute de pietre sunt abandonate acolo de muncitori. În plus, din loc în loc, plaja este sufocată de peturi, hârtii și crengi de copaci. În fine, înțeleg că spre nordul stațiunii Mamaia ar fi ceva loc, acolo e plaja lată. Trebuie zgârmat puțin nisipul, că acum ai bătătorii de mașini, punem și niște manechine, câteva peturi de bere și îi dăm drumul. Așa, pentru un weekend, mai găsești un pătrățel liber să pui și tu prosopul și amanta. Mai mult oricum nu-și permite nimeni să stea, că ăia care își permiteau sunt puțin ocupați. Sunt pe la Beciul Domnesc, se bronzează cu duși de alea verticale, da, ci că așa o să fie moda câțiva ani.